ziua! Este duminică, ne vedem azi cu un vlog despre top 5 parfumuri elegante, nu preferate, ci elegante de toamnă. Să știți că propunerea vine din partea doamnei Gina, o iubitoare a acestui vlog. După câte îmi dau seama, oricum cu dumnea ei am discutat și în particular, am făcut chiar și un schimb sau, mă rog, am cumpărat un parfum de la dumnei, nu mai țin minte. Și mi s-a părut o idee foarte bună, foarte reușită și am zis, de ce nu, hai să fac acest vlog. Este și toamnă, toamna se cam dezleagă fel și fel de petreceri și la orice petrecere trebuie să mirosim foarte bine și de aceea m-am decis să fac acest videoclip despre top 5 parfumuri elegante de toamnă. Haideți să nu stăm prea mult la discuții și să începem cu acest top. Eu voi prezenta parfumurile în ordinea preferințelor mele. Parfumurile elegante pe care le prefer eu toamna și să știți că ele se pretează destul de bine și iarna, chiar și vara. Noaptea sunt parfumuri fără anotimp, să zic așa. Și să beau o gură de cafea, nu știu, vine toamna, este singurul anotimp care mie nu-mi place, toamna. Nu-mi place absolut deloc toamna. Primăvara îmi place la nebunie, mai ales că sunt născută primăvara. Vara, la fel iubesc vara, pentru că e anotimpul în care mă și distrez, sunt și foarte ocupată, n-am timp aproape de nimic, dar nu îmi mai pleacă gândurile aiurea, pe când toamna nu-mi place. Nu-mi place și iarna îmi place doar dacă ninge. Să știți, beau o gură de cafea, am zis că sunt destul de obosită. Am zis, toamna pe mine mă deprimă un pic. O cafeluță, beau și o gură de apă pentru că... Așa sunt obișnuită. Și haideți să începem cu prezentarea celor 5 parfumuri. Și am zis, hai, nu 5, mai pun și eu așa un 6 ca să fie. E, pe primul loc, și îl iubesc foarte, foarte mult, este Coco Eau de Parfum de la Chanel. Doamne, acest parfum este parfumul parfumurilor. Cum Biblia este cartea cărților, acest parfum este nemaipomenit. Le are pe toate. Are și flori, are și condimente, are și lemne, are de toate. Este foarte complex, este foarte persistent. Siaj, foarte, foarte bun, puternic, intens. Simți acest parfum de departe. Persistă foarte mult și pe piele și pe haine, nu mai zic. Ce să mai zic despre casa Coco, despre casa Chanel? Face niște parfumuri minunate, a făcut și face în continuare. El este un... Haideți că mi-am scris aici. Este un parfum ambră condimentat de damă. A fost lansat în 1984, iar creatorul este Jacques Polge.
Notele de vârf, trandafir bulgăresc, coriandru, piersică, iasumie, mandarină. Notele de mijloc, cuișoare, trandafir, floare de portocal, mimoză și trifoi, iar la baza ambră, lemn de santal, boabe de tonka, zibetă, opoponax, vanilie și labdanum. Este atât de complex și frumos și v-am zis că le are pe toate. Are și puțin lemn, are și puțin condiment, are și flori, are și ambră, ați văzut, și îmi place foarte mult. În niciun caz nu este un parfum de babă, ci este un parfum pentru o doamnă, chiar și pentru tinere care știu foarte bine ceea ce vor, dar și pentru doamne care se îmbracă foarte elegant. Și da, acesta este top 1, locul 1 în topul parfumurilor elegante de toamnă pentru mine. Acesta este top 1. Bun, un altul care ar fi pe locul 2, tot de la Casa Chanel, ce să spun, mie îmi plac foarte mult parfumurile de la Chanel, ca o paranteză, să zic așa, cele de la Dior nu prea îmi plac. Și nici nu am. Soțul meu l-are pe Sauvage de la Dior, e, cum să zic, l-am nimerit, e bun. Dar eu parfum Dior de damă n-am avut. Am avut odată Addictu, dar când a apărut și eram și foarte tânără, nici nu l-am înțeles prea bine și nu m-au atras parfumurile de la Casa Dior. În schimb, cele de la Chanel, cum văd un Chanel, îmi sticlesc ochii și da. Următorul este Allure Sensuel de la Chanel, care e o minunăție. E o comoară, e o comoară. Chiar e un pic mai modern, un pic mai modern decât Coco de la Chanel. Dar de ce l-am pus eu pe acesta pe locul 2, deși îmi place la nebunie? E parfumul preferat al meu și elegant din toate timpurile. Și de ce pe locul 2? Pentru că încă se mai găsește pe piață, dar, un mare dar. El a fost reformulat, a fost diluat, nu mai e ce a fost. Eu, această picătură de parfumel, după cum o vedeți, miroase ca acum, acest parfumel eu l-am din 2009, fix, da? Picătura asta. Dar sticluța de parfum am consumat-o foarte repede, dar când am văzut că se termină și eu nu mai am, mi-am lăsat un strop de parfum. Este atât de bun și frumos. Și, Doamne, cine nu-l cunoaște pe acesta, dar formula veche nu știe ce a pierdut. Deci v-am zis, este din 2009 și eu, dacă mă dau acum cu el, miroase foarte bine, s-a păstrat foarte bine, este foarte intens și un siaj extraordinar, extraordinar. Ca să vedeți cât de mult îmi plăcea, mă duceam la birou dată cu acest parfum și când mă duceam, mirosea toată instituția a Allure Sensuel. Atât de bun și frumos. E nemaipomenit acest parfum, dar, v-am zis, există un mare dar pentru cele care îl găsesc. Dar formula veche merită să-l cumpere, dar mai întâi să-l miroasă, că nu știți în ce condiții a fost păstrat. Eu l-am păstrat bine, de aceea miroase bine. Dar am mai luat și eu discontinuate, care am dat banii doar pe sticlă, știți? Asta e, n-au fost păstrate în mod corespunzător și mi-am luat țeapă.
Deci ce găsiți acum pe piață, că ce-am mirosit și eu, noua formulă și așa, nu se compară nici pe departe cu Aliuru Senzuel, acesta din 2009 pe care l-am eu, care e super și este adus de soțul meu din Statele Unite, chiar mi l-a adus. A avut el un voiaj atunci în state și mi-a adus niște chestii extraordinare. Mi-aduc aminte că mi-a adus un training. Wow, atât de frumos acel training și l-am tot ținut și l-am îmbrăcat până s-a tocit nene, că era așa calitate, eu n-am văzut așa, de la Adidas era, un bumbac bun, ce mai, super, am purtat training-ul ăla, făceam găuri în popou și tot îl mai purtam. Așa, hai să vorbim puțin, el a fost lansat în 2005, eu în 2009 l-am primit, 2008 sau 2009 sau 2007. 2007. Nu mai știu când a fost în state. E oricum, când a fost în state. Creatorul parfumului este Jacques Polj, vedeți? Iar notele de vârf sunt paciuli, piper roz, piersică, mandarină, bergamot. Iar notele de mijloc, trandafir turcesc, trandafir bulgăresc, stânjenel, iasomie și fructe uscate. Notele de bază, paciuli, vanilie, condimente, lemn de santal, vetiver, labdanum, lavandă și ambră. E, acestea sunt parfumuri adevărate. Da? Acestea sunt parfumurile adevărate și elegante pe care pot sta în topurile oricărei femei, dar să le miroasă pe cele corecte, nu cele reformulate. Și apropo, acesta este cumpărat de la un domn care tot așa le aduce, nu e din România. Așa. Și Aliuri Senzuel, care chiar a adus din Statele Unite și ori în 2007, mai eu cred că în 2007 a fost în state. Da, în 2007. În 2007 mi l-a adus. Da. Deci l-am de 18 ani. Picătura aia o am de 18 ani. Și ce să punem noi? Ce să punem noi pe locul 3? Pe locul 3 punem un Guerlain. Casa Guerlain, care iarăși e o casă de parfumuri foarte bună. Și îl pun pe Insolans, care l-am tot așa de foarte mulți ani. De când să fie? De cel puțin 11 ani. Cât are Sofia, dar de cel puțin eu l-am mai dinainte și l-am luat tot așa. Sormea mi-a zis, băi, uite, sormea stătea în Spania pe vremea aceea și cumnată mi-o făcea taximetrie și a luat o cucoană care mirosea foarte bine. Deci lui, ca bărbat, i-a plăcut foarte mult cum miroase cucoana. A întrebat-o, băi, în spaniola lui, ce v-ați dat? Nu, cer scuze, asta e. Și soției mele îi plac foarte mult parfumele, dar spuneți-mi și mie cu ce v-ați dat. Și a spus, cu Insolans de la Guerlain. Și atunci și-a luat sorme atunci din Spania și a zis, Diana, iați că miroase foarte bine și într-adevăr, un iris frumos, vedeți și culoarea și sticla, dacă vedeți ce sticlă și e un iris nemaipomenit. E la fel un parfum complex, dar în mare parte se simte acel iris, în mare parte este un floral, dar un floral lemnos, așa, nu floral, e un floral puțin greuț, puțin greuț. De aceea este și un parfum foarte, foarte elegant, cu o persistență deosebit de mare, la fel și sillajul. Adică aceste parfumuri despre care v-am vorbit persistă toată ziua.
și pe piele, și pe haine, adică nu sunt parfumuri care tot necesită aplicări sau, cum să zic, să mă dau cu o cremă ca să le potențez sau nu știu. Ele sunt puternice prin ele însele și sunt nemaipomenit și acesta din păcate nu se mai găsește, el a fost reformulat, i s-a schimbat sticluța de nu știu câte ori. Sunt convinsă că varianta pe care o am eu aici nu s-a mai refăcut asemenea. Este un parfum apărut în 2008, creat de Sylvain Delacour și Maurice Rousset. Nota de vârf este dată de fructe roșii, iar la mijloc avem stânjenel, deci iris, floare de portocal african și violetă. Violeta iar se simte aici, notele de bază, lemn de santal, note lemnoase și boabele de tonka. Deci irisul și violeta sunt preponderente și, Doamne, Doamne, cât de frumos e! Să știți că e și un pic bombonicios. Acum am dat eu seama că are așa o aromă și de bombonici, dar o altceva suav, frumos. Irisul, violeta, tonka, nu știu ce ar da chestia aia, are și ambră. Of, Doamne, este splendid. Încă un parfum splendid, elegant, de toamnă. Haide să vorbim, dar a fost discontinuat. Asta este discontinuat. Ne pare rău pentru chestia asta, tot ce e bun dispare și nu prea ne convine. Suntem obligați să dăm bani mai mulți pe niște parfumuri de nișă. Unele sunt bune, altele mai puțin bune. Să știți că nu toată nișa este bună. Dimpotrivă, am dat peste nișe proaste. Foarte. Așa, hai să despre cine să vorbim acum. Păi, ce să vorbim? Din păcate, vorbim tot despre un discontinuat, dar care pentru mine înseamnă eleganță. Este în topul 5 al parfumurilor elegante de toamnă. N-am cum să fac altfel. Ar mai fi și alte parfumuri elegante de toamnă pe care eu le am în colecție, dar top 5 asta înseamnă pentru mine. Și acesta este Tom Ford, uitați cât mai am, Violet Blonde. Vai, ce... Asta în mare parte este un parfum aromatic, dar nu numai. Nu e doar aromatic și atât, are un pic, un strop de dulceață, are o scorțișoară în el, are ceva foarte frumos. Văd că i s-a schimbat un pic mirosul față de cum era și pe ăsta l-am de mult. Uitați cât mai am, nu mai am prea mult. Haide să vă zic cum l-am cumpărat eu pe acesta. Când a apărut Black Orchid, cam în acea perioadă a apărut și Violet Blonde. Eu, de fapt, vroiam să-mi cumpăr Black Orchid, că îmi plăcea foarte mult cu miroase și, nu știu, n-am reținut bine denumirea parfumului și am zis, băi, cam ăsta e, Violet Blonde, l-am comandat de pe Notino. Și când a sosit, am fost dezamăgită. Păi stai mă, că nu miroase ca ăla pe care îl știu eu. Când s-a întâmplat asta? Acum vreo 9 ani. 9 ani? În 2013. 2012.
2011-2012. Cam așa s-a întâmplat, 2012, nu mai țin minte. Așa, când a apărut Black Orchid și mi-am comandat Violet Blonde, doamne, nu-mi plăcea. Eram dezamăgită de faptul că el nu are mirosul lui Black Orchid cu care toată lumea se dădea și vreau și eu să fiu la modă. Dar a făcut bine, că după aia a început să-mi placă mititelul ăsta, l-am luat în variantă de 50 de mililitri. A început să-mi placă foarte mult Violet Blonde, este aromatic, condimentat, are și un pic de vetiver, e și dulce, e frumușel rău de tot, persistent numai zilnic și la fel cu siaj foarte bun și foarte elegant și de toamnă și de iarnă. Și haide să vedem ce scrie Fragrantica despre el. Da. Este un parfum floral lemnos mos de damă, lansat în 2011, v-am zis eu, 2011-2012, atunci, cam când a fost lansat și Black Orchid. Notele de vârf, frunză de violet, piper roz și mandarină, notă în mijloc, stânjenel, rădăcină de oris și asomie, iar bază, piele întoarsă, benzoină, mosc, vetiver, v-am zis eu că simt, și cedru de Virginia. Deci în 2011. Da, de 2011-2012 vorbim, cam atunci. De atunci l-am și eu, deci de aproximativ, dacă ar fi 2012, de 10 ani l-am. L-am consumat, îl păstrez așa, mai păstrez de drag. Văd că i s-a schimbat, dar nu prea tare mirosul, foarte puțin, foarte puțin. E puțin mai aricios. Era puțin mai blând, acum este puțin mai aricios cu trecerea timpului. Bun. Și haideți să vedem. Ăsta a fost pe locul 4, da? Ce am ales eu pe locul 5? Este un parfum puțin mai modern față de ce am prezentat până acum. Și acelea sunt foarte moderne. Și frumoase și nemaipomenite. Ce-mi place mie ce-mi place și-l așez pe locul 5 este acest, vai ce frumos e, Bottega Veneta, de la Bottega Veneta. Am consumat și nu prea, dar vine vremea lui, căci e așa de bun. Și este lansat și el tot în 2011. Creatorul este Michel Almera. Notele de vârf, piper roz, bergamot, mijloc, iasomie, notele de bază, pielărie, lichen și paciuli. Da, este mulți simt numai pielăria și vorbesc că despre el ca de o pielărie foarte frumoasă. Da, se poate, este, dar din punctul meu de vedere, eu simt ceva citrice, șipru, da? Nu neapărat șipru, ați văzut ceea ce înseamnă, dar eu simt puțin ceva citrice, ceva are citrice, are o ambră frumoasă, floral și piele, dar o ambră mie îmi place, deși parcă nu știu, v-am citit-o, e listată sau nu ambra? Că dacă nu e listată, el are ambră. Nu e listată, dar are ambră. E și piperul roz, dar acest parfum, pe lângă pielărie și ce te notează ei, da, șipru, vedeți că are lichen de aici, categoria șipru, floral, iasomia, dar are și o ambră frumoasă, acest parfum în el. Persistă foarte mult, siaj foarte bun. Este unul dintre parfumurile descoperite de mine de când fac YouTube. Deci e destul de apropiată descoperirea. Și unul dintre parfumurile mele preferate și elegante de toamnă. Și pentru că chiar data trecută,
data trecută? Ce am făcut data trecută? Nu data trecută. Când am făcut haul-ul pe septembrie, v-am prezentat un parfum care am zis că m-a surprins și acesta este un parfum foarte elegant pentru toamnă. Portobello de la Le Cuvon. V-am zis că are un miros special și am zis probabil că Davana este cea care miroase foarte, foarte frumoasă. Are un ud foarte frumos, cizelat, europenizat și frumos. Și într-adevăr m-am dat cu el, l-am folosit și persistă foarte bine. La fel Sillage și da, este un parfum elegant, să știți. Acesta este bonus, nu intră în top. Acelea sunt cele 5 care intră în topul celor 5 parfumuri elegante de toamnă, topul meu. Iar voi, dacă aveți alte 5 parfumuri elegante de toamnă, puteți să scrieți în comentarii să vedem dacă ne potrivim la gusturi. Și apropo de vlogurile pe care le-am denumit eu aceeași mărie cu altă pălărie, am mai făcut niște descoperiri destul de interesante din punctul meu de vedere. Nu m-aș fi așteptat ca anumite parfumuri pretențioase să semene cu altele mai puțin pretențioase și mai puțin scumpe. Și o să continuăm acele vloguri de tip aceeași mărie cu altă pălărie, dar în continuare vă rog să vă abonați pe acest canal și să scrieți comentariu particip la vlogul cu giveaway-ul, pentru că pe 1 decembrie știți foarte bine acord ca premiu un parfum pe care îl voi alege la momentul respectiv și voi sau câștigătoarea, câștigătorul va putea alege 10 decanturi a 5 ml din parfumurile care fac parte din colecția mea. Vă doresc în continuare o duminică foarte plăcută, vă pup și vă îmbrățișez cu mult drag. La revedere!